în jurul anului nou, oamenii se gândesc la viața lor și își fac planuri pentru noul an. Se gândesc cum a trecut anul cel vechi, se gândesc ce greșeli au făcut, ce lucru ar trebui să îndrepte la ei și este un timp al retrospectivelor. Și este tentant așa să cochetezi cu gândul că Ca anul care va urma va fi altfel. Și oamenii își fac planuri și își fac liste cu rezoluții. Își doresc, își doresc diferite lucruri. Ori să se lase de vicii, ori să se lase de cafea, ori să se lase de fumat, ori să se lase de băutură, ori, eu știu, să deprindă noi abilități, să deprindă o limbă străină, ori să schimbe totuși ceva în viața lor. Și de, te ademenește gândul acesta că anul nou este un punct zero, după care, după care, odată cu anul, te vei schimba și tu. Este tentant lucrul acesta. Chiar psihologii spun că au analizat dorințele oamenilor și chiar sunt anumite cărți în care ne învață cum să ne cultivăm voința ca să putem ajunge la bun sfârșit să dobândim ceea ce ne-am propus. Dar de multe ori se întâmplă, de multe ori se întâmplă ca aceste dorințe ale noastre, aceste uh, dorințe de a ne schimba viața, să sfârșească uneori într-un eșec. De exemplu, eu știu, ne atașăm de oameni și ei ne dezamăgesc. Ne atașăm de lucruri și atunci când le pierdem, suntem nemulțumiți și mofturoși. Suntem nemulțumiți chiar și de noi înșine. Nu ne place nici de noi înșine. Și ajungem la momentul în care spunem noi adeseori că vrem o magie în viața noastră. Vrem să se schimbe ceva. Pentru că toate planurile noastre fie au ajuns undeva în, eu știu, abandonate în podul minții noastre, fie sau pe lângă celelalte termene și targeturi, cum le numim noi acum, au ajuns să fie niște, niște imperative care ne aduc neliniște, care ne neliniștesc. Cum ar trebui să procedăm? Noi ne facem planuri, dar oare știm noi ceea ce ne este de folos? Vedem, de statistic spunea că s-a găsit chiar o zi a renunțărilor și au văzut cam cât de repede renunță oamenii la planurile lor. Că renunță, asta se mai întâmplă, dar ajung dezamăgiți. Așadar, noi ne facem planuri și ne gândim să ne schimbăm viața noastră și cerem, și cerem acea, acea, magie de care spuneam. Dar știți când vine magia? Atunci când credința noastră smerită, când credința noastră smerită se întâlnește, îl întâlnește în rugăciune pe Dumnezeu, atunci se produce schimbarea. Atunci, atunci intervine magia aceea care, care ne face să ne schimbăm. Mă gândesc așa, că noi avem în sinea noastră fel de fel de nemulțumiri, și avem în, sinea noastră, avem în sinea noastră fel de fel de visuri. Dar trebuie să avem și puterea și discernământul să le încredințăm lui Dumnezeu mai întâi și să vedem dacă ne sunt de folos. Spune în Psalmul 127: În zadar ar privegea cel care păzește cetatea. Dacă n-ar păzi Domnul, în zadar vă osteniți, în zadar s-ar osteni cel care, care zidește o casă, dacă n-ar zidi o Domnul, în zadar vă sculați de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi cei care mâncați pâinea durerii. Așadar, noi ne facem dorințe, dar știm noi ceea ce ne este de folos. Se întâmplă uneori să vedem că toată viața ne-am zbătut, că am alergat prin țări străine să strângem, să adunăm. Ne-am irosit viața, ne-am irosit clipele, ne-am irosit sau destrămat toate visurile noastre. Și să vedem că n-am adunat nimic. Și ne găsim în aceeași situație în care s-a găsit și Petru. Vă amintiți atunci când era pe mare și Mântuitorul intră în corabia lui și spune să arunce, să arunce mireaja în cealaltă parte a corabii. Și Petru spune, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și așa putem spune și noi. O viață întreagă am alergat și n-am prins nimic. O viață întreagă am alergat și am adunat și nu avem nicio bucurie din ceea ce am adunat. Și atunci ce să facem? Ce a făcut și Petru? A ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. A ascultat de cuvântul lui, lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru este așa, să ne punem nădejdea, să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască cele de folos. Care ne sunt cele de folos? Vedeți, le spunem în fiecare zi la slujbe și spunem acolo ziua toată desăvârșită, fără de păcat, la Domnul să cere. Și după aceea ne gândim și la seară, seara în pace, iarăși la Domnul să cere. Și ne gândim mai departe, Doamne, mai vrem, Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoare judecată a lui Hristos să cere. Uite lucrurile care ne sunt folositoare. Sau iarăși ne facem un program la botez în care preotul se roagă ca să se întipărească chipul lui Hristos asupra pruncului. Uite, un program pe care trebuie să-l urmăm: să se întipărească chipul lui Hristos în noi. Sau cum spunea, sau cum spunea Sfântul Grigore, Denisa, să căutăm ca în viața noastră să zugrăvim chipul lui Hristos în noi prin culorile virtuții. Astea ne sunt de folos. Cele care, cele care ne duc către mântuire. Căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și apoi Dumnezeu ne va adăuga nouă și cele și cele necesare. Ascultam pe înalt preasfințitul Pimen, Părintele Dumnezeu să-L odihnească și deseori spune așa că înainte oamenii dacă erau înțelepți atunci când se gândeau ce vor face când își făceau planuri pentru a doua zi, întâi stăteau și calculau, se gândeau bine la ce aveau de făcut. Și spune că dacă erau credincioși, se mai și rugau. Dar în ziua de astăzi spunea că nici nu se mai roagă, nici nu mai cântăresc ceea ce au de făcut pentru ziua de mâine. Așadar trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu că dacă cerem de la Dumnezeu cele de folos, sufletului nostru Dumnezeu ni le, ni le va da. Și în același timp să ne mai gândim la un lucru. Să ne mai gândim la un lucru. De ce ne este greu să ne schimbăm? De ce ne este greu să ne schimbăm? Pentru că s-a văzut că de multe ori vrem să vrem să punem început bun și nu reușim. De ce ne este greu? Pentru că nu vrem să ieșim dintr-o anumită comoditate. Ne-am obișnuit cu noi așa. Pentru că uneori nu avem curajul să ieșim. Mi se pare foarte greu să ne apucăm să mergem la biserică, să ne apucăm să postim, cei care nu suntem obișnuiți, să avem un program de rugăciune. Mi se par lucruri grele. Și, în același timp, poate că ne, ne este și frică. Ce o să zică ceilalți când o să ne vadă că noi vrem să schimbăm, că noi vrem să schimbăm. Așadar, să ne gândim așa. Totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu. Și dacă-l avem ca început pe Dumnezeu, toate celelalte, toate celelalte vor merge bine.